Coreea de Nord. Oricât de mult i-ar plăcea acestei țări sau mai degrabă conducătorilor săi să pretindă că restul lumii este formată exclusiv din țări cu peisaje demonice și păgâni spălați pe creiere, realitatea este cu totul alta. Însă, totodată, în timp ce anumiți cetățeni sunt suficient de capabili încât să găsească o cale de a scăpa din Coreea de Nord, alți oameni vizitează țara pentru a experimenta Disneyland-ul dictatorilor. Există totuși o rută către RPDC sau Republica Populară Democrată Coreeană din Rusia și China și cu toate că trenurile ne oferă foarte multe avantaje, cum ar fi costul redus al călătoriilor, distanța lungă pe care o străbat într-o singură cursă, eficiența cu care călătoresc, faptul că reprezintă un stimulator economic, emană puțin carbon în atmosferă, este un bun egalitarist, social și mai sigur aproape decât orice alt mijloc de transport, Coreea de Nord alături de liderii săi au decis să nu construiască prea multe rute feroviare, atât interne cât și externe. Cu toate acestea, Coreea de Nord are totuși propria companie aeriană teribilă numită Air Koryo. Haideți să vorbim despre istoria acestei companii bazându-ne pe statisticile oficiale. În anii 50, URSS a fost finanțatorul Coreei de Nord, motiv pentru care primul zbor al companiei aeriene a fost efectuat către sudul Uniunii Sovietice, astfel încât pasagerii să se poată conecta la liniile aeriene ruse pentru a zbura către Moscova. La început s-au folosit exclusiv avioane sovietice care erau destul de bune din punct de vedere tehnic și se axau pe zboruri către URSS și mai târziu China. Totuși, în cele din urmă, Coreea de Nord a primit din partea Rusiei Ilyushin IL-62 și Tupolev TU-154 două avioane destul de impresionante, întrucât puteau zbura până în estul Europei. Acest lucru a însemnat că puteau efectua o rută directă de la Pyongyang către Moscova fără să fie nevoie de escală. În cele din urmă au adăugat mai multe zboruri către alte locații din Europa, precum Germania de Est și Bulgaria, dar odată ce URSS s-a destrămat, relațiile dintre Rusia și Coreea de Nord s-au diminuat, iar compania Air Koryo a început să construiască rute aeriene către alte locații non-sovietice. Până în 2010, avioanele nordcoreenilor zburau către Zurich, Praga și Budapesta, dar apoi transportul aerian al Republicii Coreene a avut două probleme majore. Prima a constat în faptul că au fost adăugați pe lista companiilor aeriene interzise în Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că nu mai puteau zbura prin, către sau din majoritatea țărilor europene. A doua problemă majoră a fost că, în special în ultimul deceniu, o serie mare de sancțiuni au fost impuse Coreei de Nord, atât din partea unor națiuni individuale, cât și din partea Organizației Națiunilor Unite, adică ONU. Aceste sancțiuni împiedică toate statele membre ONU să efectueze aproape orice tip de schimburi și tranzacții cu statul corean, ceea ce înseamnă că este foarte puțină activitate economică cu țările respective, iar prin urmare oamenii au foarte puține motive să călătorească acolo. În zilele noastre, compania Air Koryo are dimensiuni modeste comparativ cu fosta sa perioadă glorioasă și zboară către doar 5 destinații: Vladivostok, Shenyang, Beijing, Shanghai și tocmai ce au instaurat în august 2019 o nouă rută către Macau, un oraș cunoscut pentru cele 38 de cazinouri fiind denumit și Las Vegasul din Asia. Deci nu este greu de intuit că va fi folosită exclusiv de către elitele țării. Cu toate că este cel mai lung zbor efectuat de compania coreană, el durează doar 3 ore, așa că elitele nu se vor confrunta cu diverse complicații, însă cu toate acestea au o mulțime de probleme datorită faptului că provin din cea mai sancționată țară de pe pământ. Aceste sancțiuni despre care vorbesc au împiedicat compania coreană să cumpere avioane Boeing sau Airbus și prin urmare a fost nevoită să achiziționeze avioane din Rusia sau din alte țări care formau în trecut Uniunea Sovietică, însă din cauza încălcării mai multor legi internaționale, Coreea de Nord a primit și mai multe sancțiuni. Pe data de 28 noiembrie 2017, Coreea de Nord a lansat rachete balistice care au aterizat inconfortabil de aproape de Japonia, iar ca răspuns, ONU a pus mai multe sancțiuni în documentul Rezoluția 2397 a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite.
Această hotărâre, luată în urma unor dezbateri colective, interzice, prin alte lucruri, furnizarea, vânzarea sau transferul direct sau indirect al oricărui vehicul de transport către Republica Populară Democrată Coreeană, decizie impusă tuturor statelor membre. Hotărârea specifică clar interzicerea tuturor produselor descrise între codurile 86 și 89 ale sistemului armonizat, adică sistemul standardizat la nivel internațional format din nume și numere care clasifică diverse produse comercializate, în cazul nostru vehicule de transport. Iar dacă ne uităm atent, vom vedea că între aceste coduri se regăsesc de la locomotive, tractoare și tancuri, la cărucioare de copii, chiar și geamanduri, însă cel mai important se referă la aeronave. Acest lucru înseamnă că, de când ONU a aplicat rezoluția 2397, Coreea de Nord nu mai poate achiziționa niciun tip de aeronavă din aproape nicio țară în afară de Kosovo sau orașul Vatican, ei nefiind membri ONU, dar totodată nu produc nici avioane. Totuși, aceste lucruri înseamnă că Air Koryo poate zbura doar cu aeronavele pe care le foloseau înainte de 2017, care sunt în cea mai mare parte avioane destul de vechi construite în Rusia sau Ucraina. Rezoluția 2397 permite în mod specific că Republica Coreeană poate achiziționa doar piese de schimb pentru avioanele de pasageri, probabil pentru a se asigura că nu se vor prăbuși în mijlocul zborului, având în vedere că majoritatea avioanelor folosite de Coreea de Nord sunt foarte vechi. Deci, lipsa abilității de cumpărare a avioanelor noi devine o problemă din ce în ce mai mare, însă multe țări încalcă în secret sancțiunile impuse de ONU, mai ales Rusia. Rezoluția 2270 interzice de asemenea vânzarea combustibilului de aeronave către Coreea de Nord, dar include în mod specific o scutire de la această decizie a avioanelor de pasageri sau zborurilor comerciale. Însă rezoluția impune membrilor ONU să vândă cantitatea exactă de combustibil necesară unui avion să zboare între două locații stabilite în prealabil, de exemplu Pyongyang către Vladivostok și înapoi. Nu trebuie furnizat mai mult combustibil pentru că acesta poate să ajungă în folosința avioanelor militare. Probabil cel mai bizar lucru despre compania Air Koryo este că poți rezerva un bilet de avion direct de pe site-ul lor, la fel ca pentru orice companie din lume. Este înspăimântător de ușor. Primirea pe care o primești acolo s-ar putea totuși să fie mai puțin caldă, însă cel puțin vei experimenta pe propria piele cum este un zbor la bordul avioanelor antice rusești și cu singura companie aeriană de o stea din lume. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!